ce mi-a zis mama? A doua lovitură. Vii la mine în Italia, dar nu zic la vicin că ești copilul meu, zici că ești nepotul meu. Mă la gut, ateu. Deci am găsit-o după 40 de ani și nu m-au recunoscut, până sora mea din Italia a zis, eu mă duc în România să-mi cunosc fratele. Și atunci m-au recunoscut. Și când i-am zis că mai avem un frate la frații mei în Italia, care fratele meu lucră la cagulați din ăia, polițiști din ăia, cagulați, sora mea are restaurant, se descurcă bine. Când i-am zis la frații mei că mai avem un frate, m-au blocat cu tătul. O că nu trebuia să-i zic eu la frații mei să mă las numai pe mine. Dar copilul ăla, noi ieșim pe aceeași gaură, ca mine. Nu trebuia să zic la frații mei că i-am cunoscut înapoi pe Facebook că mai avem un frate. Numai ca să vezi cât mi-a dat Dumnezeu să duc.